Aș dori să deschidem la un verset la care m-am uitat zilele trecute. Este din 1 Timotei, capitolul 1. Am văzut data trecută că credința înseamnă dependență totală de Dumnezeu. Așa cum este o ramură într-un copac. Ramura de una singură nu poate face nimic. Și Isus a spus că despărțiți de El nu putem face nimic. Și am explicat că acesta este secretul unei vieți biruitoare. Atâta vreme cât Lazar se chinuia să trăiască, Isus nu a mers la el. Dar după ce Lazar a murit, Isus a mers acolo. Acesta este principiul. Dumnezeu așteaptă până ajungem la zero. Apoi lucrează cu noi. Adevărata smerenie este atunci când ajungem la nivelul zero în viața noastră, căci Dumnezeu dă har celor smeriți. Este așa ca apa care curge întotdeauna în locul cel mai de jos. Deci, țineți minte că dacă nu ați biruit păcatul, este pentru că nu ați primit har. Și este un singur motiv pentru care nu primești har. Chiar dacă tu crezi că ești smerit, Dumnezeu nu vede așa ca tine. Tu încă nu depinzi complet de El ci te încrezi în tine însuți. Pavel spune aici lui Timotei, în 1 Timotei 1 cu 5, Ținta poruncii, adică toate învățăturile pe care le dăm, au o țintă finală. Așa ca la fotbal, unde ținta este să dai mingea în poartă. Asta înseamnă să ai o țintă. Deci, ținta poruncii este dragostea care vine dintr-o inimă curată, dintr-un cuget bun și dintr-o credință neprefăcută. M-ați mai auzit vorbind despre un cuget bun și o credință neprefăcută? Acum vreau să vorbesc din această frază. Dragostea care vine dintr-o inimă curată. Ce înseamnă să ai o inimă curată? O inimă curată și un cuget bun. Poate cineva vă întreabă din acest verset și spune, care este diferența dintre o inimă curată și un cuget bun? Poți răspunde dacă cineva îți spune această întrebare? Poate îți zice, tu ești creștin, spui că îl cunoști pe Domnul, citești Biblia și îți spune, îmi explici, te rog, 1 Timotei 1 cu 5? Care este diferența dintre o inimă curată și un cuget bun? Să vă spun acum ceva despre studierea Bibliei. Dacă dai peste un verset pe care nu-l înțelegi și tu îl citești și apoi mergi la următorul verset, Dumnezeu vede aceasta. Și ce vede? Că nu te interesează să cunoști adevărul. Pentru că acolo este un adevăr. Dar tu nu-l înțelegi pe moment și mergi la următorul verset. Este ca un plugar care are câmpul și dă de o piatră. Și în loc să scoată piatra afară din câmp, el ară în jurul pietrei. Apoi dă de o altă piatră și o lasă și pe aceea acolo. Apoi dă de alta și o lasă și pe ea. Și așa câmpul lui va fi plin de pietre. Cam așa este cu mulți credincioși. Citesc Biblia, ajung la un verset pe care nu-l înțeleg și îl lasă și merg la următorul verset. Și chiar după 20-30 de ani, sunt multe, multe lucruri în Noul Testament pe care nu le înțeleg. Și nici măcar nu-i deranjează asta. Nu-i interesează să înțeleagă. Dacă Dumnezeu vede că nu te interesează să înțelegi din cuvântul Său, crezi că te va ajuta să ai o viață biruitoare și să-ți dea o viață binecuvântată și o viață de familie binecuvântată? Nu. El vede că atunci când citești un verset din cuvânt și nu-l înțelegi, Treci de el și mergi la următorul verset. Eu am început să studiez Biblia acum mai bine de 60 de ani, imediat după nașterea din nou. Și dacă nu înțelegeam ceva, citeam într-o carte și apoi în altă carte. Unele nu mă ajutau prea mult, dar uneori primeam răspunsul, pentru că eram hotărât să-l aflu. În ziua de astăzi, avem așa de multe resurse să studiem Biblia. Nu știu dacă știți, dar aș vrea să vă spun ce avem pe site-ul nostru CFC India. Avem 72 de studii a câte 12 minute numite învățături creștine de bază. Sunt ca lecțiile de grădiniță. Durează numai 10-12 minute. Și dacă asculți 12 minute pe zi, în mai puțin de trei luni ai parcurs tot studiul și vei avea o fundație bună. Apoi mai sunt adevăruri biblice fundamentale. Sunt 28 de studii a câte 30 de minute. Este în format video. Celălalt studiu este audio. Poți trece prin studiu ca să obții învățăturile fundamentale. Apoi, ca să studiez Biblia, mai sunt 80 de studii despre tot ce ne-a învățat Isus. Fiecare durează până în 30 de minute și studiază toată Evanghelia lui Matei. Apoi mai este studiul prin Biblie. Sunt 70 de ore în format video. Un studiu din geneza la Apocalipsa, ca să ai o imagine a întregii Biblie. Apoi mai avem un studiu numit verset cu verset prin Noul Testament, care ia fiecare verset, începând cu Matei 1 cu 1, și merge până la ultimul verset din Apocalipsa. Poate ți ia câțiva ani ca să termini totul de ascultat. Dar dacă cineva dintre voi ar fi început acum trei ani să asculte, doar 15 minute pe zi, acum trei ani în urmă, probabil ar fi terminat până acum. Doar 15 minute de studiu biblic. Și asta ți-ar fi schimbat viața. Căci Biblia spune că credința vine în urma auzirii și auzirea prin cuvântul lui Dumnezeu. Deci dacă neglijezi cuvântul lui Dumnezeu, nu vei primi credință. Pentru că credința vine prin auzire și auzirea vine prin cuvântul lui Dumnezeu. Roman 10 17. De aceea accentuez eu așa de mult studierea Scripturii. Așa a venit și credința în inima mea. Cu cât studiezi mai mult Scriptura, cuvântului lui Dumnezeu, cu atât ai credință mai multă. Căci credința vine în urma auzirii a ceea ce a spus Dumnezeu. Chiar în primul capitol din Biblie vezi puterea cuvântului lui Dumnezeu. El a zis, să fie lumină. Și a fost lumină. El a spus, să apară stelele, soarele, luna și ele au apărut. Lecția pe care o învățăm în Geneza, capitolul 1, este că este o putere foarte mare în cuvântul lui Dumnezeu. Atunci când pământul s-a supus cuvântului lui Dumnezeu, s-a întâmplat ceva, să apară copacii și ei au apărut. Aplică asta vieții tale. Atunci când citești Cuvântul lui Dumnezeu și îl lași să intre în inima ta, el produce ceva. Acesta este mesajul din Geneza, capitolul 1. Deci vreau să vă încurajez pe toți, cel puțin de acum înainte, să petreceți cel puțin 15 minute pe zi studiind Biblia și chiar ascultând studiile biblice de pe site-ul CFC India. Toate sunt gratuite. Poți chiar să-ți pui pe telefon aplicația CFC App și poți asculta oriunde mergi. Chiar dacă mergi la plimbare, tu poți să asculți. După o perioadă de timp, vei vedea că te îmbogățești spiritual. Credința va veni în inima ta tot mai mult. Să vă spun ce experiență am avut eu ascultând astfel Cuvântul lui Dumnezeu. Uneori citesc un cuvânt, și acolo este răspunsul la problema cu care mă confrunt în viață. Sau la locul de muncă. Este un cuvânt în cartea psalmilor pe care nu știu dacă l-ați citit. De multe ori, la sfârșitul unui psalm scrie Selah. Este un cuvânt evreiesc care înseamnă oprire, adică oprește-te și te gândește. Selah. Oprește-te și gândește-te la ce ai auzit. Dacă vorbește despre un subiect foarte important, precum mânia, Cred că Dumnezeu a pus acolo o oprire ca să te oprești și să nu iei acest lucru prea ușuratic. Pentru că în Matei 5 cu 20, Domnul a spus că neprihănirea voastră trebuie să o întreacă pe cea a fariseilor. Neprihănirea fariseilor era să nu ucidă, dar el a spus să nu ne mâniem, versetul 22. Acesta este noul legământ. A nu te mânia este echivalentul a nu ucide. Altfel, a spus Isus că poți merge în iad. Și apoi ascultați. Deci noi vorbim despre un cuget bun, versetul 23. Care este contextul aici? Vă rog să citiți Biblia în context. Care este subiectul? Subiectul este mânia, versetul 22. Și mânia o manifestăm mai întâi în casa noastră. Deci gândește-te că te mâni acasă. Apoi, mergi înaintea lui Dumnezeu în rugăciune, versetul 23, și vii la altar cu jertfa ta. Adică îți prezinți rugăciunea înaintea lui Dumnezeu. Și acolo, în timp ce te rogi, îți amintești că l-ai rănit pe fratele tău, sau pe soțul tău, sau pe soția ta. Cum? Versetul 22. Mânindu-te. Totdeauna citiți Biblia în context. Te-ai mâniat pe cineva și nu ți-ai cerut iertare. N-ai rezolvat problema. Ai deranjat pe cineva într-un fel și ai venit să te rogi lui Dumnezeu. Știți ce spune Domnul? Versetul 24. Lasă-ți jerfa acolo. Isus îți spune să te oprești din rugăciune. Îți imaginezi că Isus îți poate spune să te oprești din rugăciune? El a spus să ne rugăm neîncetată, dar aici spune să te oprești din rugăciune. Nu te ruga, pentru că rugăciunea ta nu va fi ascultată. Multe din rugăciunile credincioșilor nu sunt ascultate. De ce? Aici este răspunsul. Lasă-ți acolo jerfa, du-te la fratele tău, la soțul, la soția ta sau oricine ar fi și versetul 24, împacă-te cu acea persoană. Cereți iertare pentru ceea ce ai greșit și apoi vino și te roagă. Vreau să vă pun o întrebare directă. Câți dintre voi faceți asta? Sunt sigur că toți care suntem căsătoriți ne-am rănit uneori soțul sau soția, Ți-ai cerut iertare? Când ți-ai cerut iertare? A doua zi? După o săptămână? Sau ai ținut mânie câteva zile și abia apoi ai rezolvat problema? Ești un fariseu atunci. Ți-o spun în față că ești un fariseu. Și vreau să vă mai spun, frați și surori, cu toată dragostea, că nu aveți frică de Domnul. Nu aveți respect față de cuvintele lui Isus Hristos. O mai spun o dată. Nu aveți respect față de cuvintele lui Isus Hristos, care a spus, nu te ruga, ci du-te mai întâi și rezolvă problema cu fratele, soțul sau soția. Și apoi vino și te roagă. Dar tu ignori asta și mergi să te rogi. Te poți ruga cât vrei, că Dumnezeu nu te va asculta. Multe din rugăciunile voastre nu sunt ascultate de Dumnezeu. Ajung doar la tavan și se întorc înapoi. Care este atunci diferența dintre tine și hinduși? Și alți oameni necreștini care se roagă și ei. Dar nu se întâmplă nimic. Oamenii se roagă la un idol și nu se întâmplă nimic. Și tu te rogi. Nu la un idol, dar rugăciunea ta ajunge doar la tavan și apoi se întoarce. Poate spui, Dumnezeu mi-a ascultat unele rugăciuni. Desigur, Dumnezeu este milos. Biblia spune că Dumnezeu trimite ploaia peste cei drepți și peste cei nedrepți. Face soarele să răsară peste cel bun și peste cel rău. Deci sunt niște binecuvântări pe care Dumnezeu le dă indiferent dacă ești drept sau nu, bun sau rău. Dar nu vei primi niciodată ce este cel mai bun de la Dumnezeu dacă nu rezolvi aceste probleme imediat. O conștiință bună înseamnă că imediat ce simți că nu e în regulă ceva la tine, rezolvi problema. Să vă dau un exemplu. Dacă mergi desculți prin iarbă și îți intră un spin în picior. Deci mergi desculți pe undeva și intră un spin în picior. Simți imediat. Întrebarea mea este următoarea. Când scoți acel spin? Mâine? A doua zi? După o săptămână? Îl vei scoate imediat. Nu numai pentru că e dureros, ci și pentru că știm că se poate infecta. Și dacă se infectează, problema va fi mai mare sau mai rea. Exact așa este atunci când ai făcut ceva rău cuiva sau ai vorbit obraznic și nu ai rezolvat problema. Se infectează. Va ieși de acolo un puroi spiritual care va împiedica părtășia ta cu Dumnezeu. Așadar, vreau să luați acest lucru în serios. Dacă vii la Dumnezeu cu rugăciune, și îți amintești deodată că nu ai rezolvat problema dintre tine și o altă persoană. Cineva din casa ta sau de la servici, oricine ar fi. Chiar dacă este și un cercetor, un om fără casă. În India avem cercetori care vin la poartă, bat din poartă în poartă și poți foarte ușor să te superi pe ei. Le-am spus oamenilor că dacă vorbesc urât cu un cerșetor și spun, du-te de aici, nu vreau să te mai văd, sau ceva de genul acesta, știi ce ar trebui să faci? Să mergi după el și să-i spui, îmi pare rău, Domnule, te rog iartă-mă că am vorbit așa cu tine. Acel cerșetor poate că este mai sărac ca tine, dar este făcut după asemânarea lui Dumnezeu. Este un copil al lui Adam. Și tu ai fost obraznic cu el, sau te-ai comportat urât cu o persoană făcută după asemănarea lui Dumnezeu. Du-te și rezolvă problema. Asta spune în Iacov, capitolul 3. Că vorbim cuvinte de binecuvântare la adresa lui Dumnezeu, și tot cu gura aceasta spunem cuvinte urâte oamenilor făcuți după asemănarea lui Dumnezeu. Citiți Iacov, capitolul 3. Rezolvă problema. Așa trebuie să ne ținem conștiința curată imediat să rezolvi problema. Mie asta mi-a schimbat viața. Din momentul în care am hotărât să fac exact așa, imediat să rezolv problema. Dacă cineva e departe, dă un telefon, scrie o scrisoare, dar rezolvă ce este între tine și el. Am căutat să trăiesc cu o conștiință curată timp de mulți ani. Avantajul este că apoi îl poți auzi clar pe Dumnezeu. Mulți oameni spun că ei nu îl pot auzi pe Dumnezeu. Vă spun de ce. Urechea este blocată de o conștiință moartă. Credeți că Dumnezeu vrea să vorbească copiilor lui? Mulți dintre voi sunteți mame și tați. Spuneți-mi, vă place să vorbiți cu copiii voștri? Este vreun tată sau vreo mamă care nu vrea să vorbească copiilor lor? Și Dumnezeu zice că voi, care sunteți răi, vorbiți cu copiii voștri. Cu cât mai mult Tatăl vostru ceresc este dornic să vorbească cu voi. Dar tu spui că nu l-auzi. Asta pentru că urechile tale sunt blocate. Ele sunt blocate de o conștiință rea. Ioan a spus în Apocalipsa, capitolul 1. Am auzit vocea Domnului ca o trâmbiță, ca o trompetă? De ce l-a auzit vocea Domnului ca o trâmbiță și tu nu o auzi deloc? Da, un surd nu aude nicio trâmbiță. Cum se face că apostolul Ioan a auzit vocea Domnului ca o trâmbiță? Pentru că avea o conștiință curată. O credință și o conștiință curată. Foarte, foarte, foarte important. Țineți minte aceste lucruri, frați și surori. Și nu uitați ce ați auzit astăzi. Vă încurajez să ascultați din nou mesajul acesta. Noi avem tendința de a uita. Ascultați din nou. Slavă Domnului pentru mesajele înregistrate pe care le putem reasculta. Și dacă vezi că un mesaj te-a provocat și te-a binecuvântat, salvează linkul acela undeva și du-te din nou la el. Avem aproximativ 2000 de mesaje, în engleză, pe subiecte diferite pe YouTube. Scopul tuturor acestor mesaje este să te ajute să ai o conștiință bună, în diferite domenii. Să te ajute să ai credință în Dumnezeu, să depinzi total de Dumnezeu. Deci păstrează o conștiință bună, curată. Lasă acolo darul tău, nu te mai ruga. Mai întâi împacă-te cu acea persoană și apoi vino și aduți darul. Aceasta este o parte a unei conștiințe bune. Tu ai rănit pe cineva? Atunci tu trebuie să mergi și să ceri iertare. Fă-ți un obicei în viața ta, să te smerești și să-ți ceri imediat iertare. Este un singur motiv pentru care nu-ți ceri imediat iertare de la soțul sau soția ta sau de la cineva care te ajută la ceva, de la oricine. E vorba de mândrie. Acesta este singurul motiv pentru care nu mergi imediat să ceri iertare. Și Biblia spune că Dumnezeu stă împotriva celor mândri. Nu vei progresa în viața ta dacă Dumnezeu îți stă împotrivă. Un semn al mândriei este lipsa dorinței de a merge și a cere iertare cuiva. Dumnezeu îți va sta împotrivă până ce vei rezolva problema. Gândiți-vă la câte zile din viață le-ați pierdut în felul acesta. Ai tot ținut unu, doi, trei spini în picior? nu i-ai scos și apoi s-au infectat. Fă ca de acum înainte să nu mai fie așa. Să te oprești din rugăciune, să-ți lași darul acolo, du-te, rezolvă problema și apoi vină înapoi. Foarte important. E un lucru simplu. Scoate spinul afară. Mărturisește-te. Spune, frate, îmi pare rău. Spune soțului, soției, dragă, îmi pare rău de ce am zis. Te rog, iartă-mă. Am să fiu mai atent în ceea ce spun păstrează relații bune cu ceilalți. Dacă ai rănit pe cineva din biserică, rezolvă problema. Deci un alt aspect a fost acesta, o conștiință bună. Deschideți la Matei 6. Aici este o rugăciune care am fost învățați să ne rugăm. Aceasta este o rugăciune pe care, chiar dacă nu o repeți zilnic, tot trebuie să avem un duh de rugăciune zilnic, cu siguranță. Chiar dacă nu stai ore întregi în rugăciune, această rugăciune durează mai puțin de 5 minute. Dar știm că trebuie să ne rugăm zilnic, pentru că o propoziție aici zice, în versetul 11, Pâinea noastră dă-ne o nouă astăzi, sau în fiecare zi. Asta înseamnă zilnic. Deci chiar dacă nu repeți această rugăciune, trebuie să ai un duh de rugăciune zilnică. Isus se așteaptă ca noi să ne rugăm zilnic. Deci zice, dă-ne o nouă astăzi, pâinea cea de toate zilele. Înseamnă că trebuie să ne rugăm zilnic. Un alt lucru pe care trebuie să ne rugăm zilnic este în versetul 12. Iartă greșelile noastre sau păcatele noastre așa cum iertăm noi altora greșelile făcute împotriva noastră. Acest este opusul la ceea ce am citit în Matei 5. Acolo era vorba de situația când tu greșești împotriva cuiva și mergi să ceri iertare. Dar aici este atunci când altcineva păcătuiește împotriva ta. Și tu trebuie să lierți. Care este rugăciunea? Să vă parafrazez versetul 12. Este o rugăciune zilnică. Doamne, astăzi te rog. Poate că nu păcătuim conștient zilnic. Dar inconștient noi păcătuim zilnic. Până nu devii 100% asemănător cu Hristos, vei face păcate inconștiente de care nu-ți dai seama. Este ca mirosul corpului. Dacă transpiri mult și nu ai făcut un duș de mult timp, este un miros urât care este pe piele, pe corpul tău. S-ar putea să-l simtă toți ceilalți din jur, dar tu nu. Este o problemă cu mirosul acesta. Persoana care îl are nu îl simte. Poate chiar crede că miroase frumos și toți ceilalți se țin de nas. Dar așa este. Sunt lucruri care ies din noi și nu sunt după voia lui Hristos. În comportament, în vorbire, în bârfă, vorbire de rău. Sunt multe lucruri de care nici nu ne dăm seama că ceva nu e bine. O atitudine poate, modul în care spui ceva, și nu-ți dai seama că nu e după voia Domnului. Deci, chiar dacă nu păcătuiești zilnic, conștient, inconștient, noi păcătuim. De aceea trebuie să ne rugăm zilnic. Doamne, te rog, iartă-mi păcatele. Și aici nu zice numai iartă-mi păcatele, ci iartă-mă așa cum iert și eu păcatele altora făcute împotriva mea. Vedeți legătura? Cum să-i cer Domnului iertare? Doamne, iartă-mă exact așa cum am iertat eu acea persoană care mi-a făcut rău. Versetul 12. Bun, acum se pune întrebarea, cum a iertat acea persoană? Sau poate n-a iertat-o deloc? A iertat pe toți cei care ți-au făcut rău? Vreau să spun o întrebare directă. Gândește-te la toți oamenii care ți-au făcut rău. Oricărei persoane mai în vârstă de 5 ani s-a făcut ceva rău de cineva, chiar copiilor. Sunt mulți oameni care de-a lungul vieții tale ți-au făcut rău. Este adevărat în dreptul fiecăruia dintre voi. Întrebarea mea este: i-a iertat pe toți. Nu 99%, ci pe toți. Toți oamenii care ți-au făcut rău. Poate unii au murit deja. Dar ți-au făcut rău. Poate părinții tăi te-au crescut rău. Poate vreun unghi, o mătușă soacra. Poate cineva te-a înșelat cu ceva proprietăți care sunt ale tale, moșteniri de familie, etc. I-a iertat pe toți? Asta este întrebarea. De ce pun această întrebare? Pentru că tu îi spui lui Dumnezeu astfel. Doamne, Tată, te rog, iartă-mă exact așa cum am iertat eu această persoană. Și dacă tu n-ai iertat vreo persoană, rugăciunea ta este, Doamne, nu mă ierta. Știi asta? Că îi spui lui Dumnezeu să nu te ierte? Da. Ascultă-mă bine dacă este o singură persoană pe acest pământ, astăzi, sau care deja a murit, și tu n-ai iertat-o, poate acea persoană ți-a făcut ceva sau a zis ceva despre tine, ți-a făcut rău sau te-a înșelat, orice ar fi făcut. Dacă tu n-ai iertat-o, tu spui, Doamne, iartă-mă tot așa cum iert eu acea persoană. Și Domnul spune, tu n-ai iertat. Și de fapt, tu îmi ceri mie să nu te iert. Ați înțeles? Iartă-mă așa cum am iertat și eu acea persoană. Dar tu, de fapt, n-ai iertat-o. Deci tu te rogi lui Dumnezeu, Doamne, nu mă ierta. De fapt, sunt mulți creștini care se roagă lui Dumnezeu așa. Nu mă ierta, Doamne. Pentru că eu nu am iertat acea persoană și nici pe cealaltă. Știți că multora care vor sta înaintea Domnului, ele va zice, am ascultat rugăciunea ta și nu te-am iertat. Ți-am ascultat rugăciunea și nu te-am iertat pentru că tu m-ai rugat să te iert așa cum ierți și tu pe alții. Dar tu n-ai iertat alți oameni. Deci tu mi-ai cerut să nu te iert. Și eu ți-am ascultat rugăciunea și nu te-am iertat. Și vei sta la judecată înaintea lui Dumnezeu neiertat. Unde vei merge atunci? După ce mori, nu mai este nicio speranță de iertare. Dacă vrei iertarea lui Dumnezeu acum, trebuie să ierți și tu acum. Dacă vrei să ierți alți oameni, fă-o acum. Apoi, Isus a spus mai multe cereri în această rugăciune. Sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta, dă-ne pâinea cea de toate zilele, nu ne duce ni spită, izbăvește-ne de cel rău. Dintre toate aceste șase-șapte cereri, Isus alege una pe care o repetă. Toate aceste cereri sunt importante, dar pe una o repetă. Și anume, iertarea altora. Versetul 14 dacă, iertați altora. Deci este un dacă. Dacă iertați altora păcatele lor și Tatăl vostru vă va ierta. Dar dacă nu iertați altora, Tatăl nu vă va ierta nici pe voi. Versetul 15. Credeți asta? Dragi frați și surori, nu mă deranjează să stau la acest subiect o jumătate de oră, pentru că vă vreau pe toți în împărăția lui Dumnezeu și nu numai în împărăția Lui, ci doresc ca toți să aveți aici pe pământ o viață dedicată de plin Lui Hristos. Și dacă nu aveți, înseamnă că mai este o persoană pe care n-ați iertat-o. L-am slujit pe Domnul 56 de ani și mi-am dat toată silința să spun adevărul fără compromis. În toți acești ani, mai ales după ce am deschis biserica CFC. Și din cauza asta, știu că diavolul mă urăște. Mă urăște mai mult decât mă urăsc oamenii. Pentru că dau pe față minciunile lui și că predic Evanghelia completă. Cum credeți că mă atacă diavolul? Nu direct. A renunțat de mult la asta. Mă atacă prin oameni. Mă atacă prin diferite metode, prin cuvinte, etc. Oamenii religioși m-au dat în judecată. Ok. Dar eu stau înaintea lui Dumnezeu astăzi și spun că i-am iertat pe toți. Nu este niciun om mort sau viu pe care să nu-l fi iertat. Spun asta înaintea Domnului. Chiar și pe oamenii care mi-au făcut mult rău, în mod deliberat. Din cauza asta, știu că Tatăl meu ceresc, mă iartă și pe mine. Aș vrea ca toți să aveți încrederea aceasta, în fiecare zi a vieții voastre. Eu am trăit sub un cer deschis, curat. Știți că rugăciunea este ca și cum ai da un telefon. Ați avut vreodată experiența în care ați dat un telefon unei persoane și acea persoană vede cine sună și nu vrea să răspundă. Pentru că nu vrea să te asculte sau să vorbească cu tine. Vede numele tău pe telefon și spune: Nu, nu vreau să răspund. Lasă să sune. Asta arată că tu și acea persoană nu aveți o relație bună. Dar asta face și Dumnezeu atunci când îi dai un telefon, adică când te rogi. Dumnezeu spune: o, oh, e cu tare persoană. Nu vreau să-l ascult. Pentru că el nu a iertat pe cineva. Nu vreau să o ascult pe ea. Pentru că nu a iertat pe cineva. Ea nu și-a iertat soțul, el nu și-a iertat soția, ea nu și-a iertat soacra, el nu a iertat neamurile ei care i-au înșelat-o cu averea. De ce să-i ascult? Nu voi răspunde la telefon. Este un lucru teribil atunci când Dumnezeu nu răspunde, când nu-ți ascultă rugăciunea. Apoi sunt alți oameni care te iubesc, și țin la tine, și imediat ce auzi telefonul, îl răspunzi, pentru că ai o relație bună cu acea persoană. Eu aș vrea să fie așa și între mine și tatăl meu ceresc. Ca atunci când vede că sună Zac Poonan, să răspundă imediat la telefon. N-ați vrea și voi să aveți o asemenea relație cu Dumnezeu? Dragi frați și surori, iertați pe toți oamenii, indiferent ce rău v-au făcut. Vă spun că orice rău pe care cineva ți l-a făcut e mai puțin decât unul la un milion din răul pe care l-ai făcut tu lui Dumnezeu. Păcatele pe care tu le-ai făcut împotriva lui Dumnezeu sunt de un milion de ori mai multe decât ți-a făcut ție rău acea persoană. Iartă și Tatăl Ceresc te va ierta și pe tine. Să ne întoarcem la 1 Timotei, capitolul 1. Ați auzit deja multe lucruri despre acest subiect, o credință și o conștiință bună. Zice aici în 1 Timotei 1 cu 5 că cugetul sau conștiința bună merge împreună cu o credință neprefăcută. Cele două merg împreună. Cugetul bun și credința sinceră. Deci nu ai avea o credință neprefăcută dacă n-ai avea un cuget bun. Bun, cam atât despre asta. Acum vreau să merg la alte lucruri menționate aici. O inimă curată. Acesta este celul suprem. O conștiință curată și o credință neprefăcută pregătesc drumul spre a ajunge să ai o inimă curată. Care este diferența dintre o inimă curată și un cuget bun? Să vă explic. Probabil nu v-ați gândit până acum la aceasta. Un cuget bun este atunci când îți dai seama de un păcat, îl mărturisești imediat, repari lucrurile și îl rogi pe Domnul să te curețe. Fie că este un păcat împotriva lui Dumnezeu, un gând murdar sau o atitudine greșită față de cineva, poate doar între tine și Dumnezeu, sau poate între tine și altcineva, îți ceri iertare, iert și tu, și astfel conștiința ta este curată, liberă. Dar o inimă curată este mai mult decât atât. Pentru că Isus a zis, și vă rog să deschideți cu mine la Matei, capitolul 5. Matei, capitolul 5, versetul 8. Isus a zis, ferice de cei cu inima curată, căci ei îl vor vedea pe Dumnezeu. Ce văd cei cu inima curată? Pe Dumnezeu. Ei îl văd mereu pe Dumnezeu. Ei nu văd persoana aceea rea care le face rău. Nu, ei îl văd pe Dumnezeu. Dacă trec printr-o situație dificilă, spun, Dumnezeu a îngăduit aceasta să se întâmple. Deci ei nu se supără pe acea persoană, ci spun, Dumnezeu a îngăduit să mi se întâmple aceasta. Să vă dau un exemplu simplu în privința aceasta. Deschideți cu mine la Geneza capitolul 50. Vă amintiți de povestea lui Iosif? Când avea el 17 ani, cei 10 frați mai mari ai lui erau geloși pe el, pentru că tatăl lor îl iubea mai mult și l-au vândut ca sclav. Vă puteți imagina ce ură aveau împotriva fratelui mai tânăr, încât l-au vândut ca sclav. Asta i-au făcut ei. Dar Dumnezeu avea un plan cu tânărul Iosif. Și când a ajuns în Egipt, acolo a fost acuzat pe nedrept și trimis la închisoare pentru cel puțin 10 ani. Până pe la vârsta de 30 de ani. A fost acuzat pe nedrept de o femeie rea, urât de cei 10 frați ai lui. Și în cele din urmă, Dumnezeu aranjează așa lucrurile încât acest tânăr de 30 de ani devine următorul om după faraon în Egipt. Cel mai puternic om din Egipt după faraon. Apoi apare o foamete peste tot și cei zece frații ai lui vin după mâncare, după grâne. Ce posibilitate s-a evit acum să se răzbune Iosif pe ei? Putea să le dea o lecție, dar el nu face asta le dă grâne fără plată, le dă bani înapoi. Și amintiți-vă că nu era creștin, nici măcar nu avea Vechiul Testament cu el. Nu a auzit niciodată pe Iisus Hristos, nici de crucea de la Calvar. Nu avea Duhul Sfânt. Avea doar frică de Dumnezeu. Asta i-a zis nevestei lui Potifar. Cum să fac asta? Eu mă tem de Dumnezeu. Nevasta lui Potifar a zis, dar nu este nimeni aici, Iosif. Hai! Dar Iosif spune nevestei lui Potifar, este cineva aici. Dumnezeu este aici. Imaginați-vă o persoană din Vechiul Testament, ispitită să păcătuiască. Femeia îi zice, hai, nu este nimeni aici. Dar el a zis, nu, Dumnezeu este aici. Ce exemplu minunat de urmat pentru tineri. Poate crezi că nimeni nu te vede, dar Dumnezeu este acolo cu tine. Aceasta este frica de Domnul. Să mai vedem o fațetă a caracterului său. Când frații lui au venit la el și și-au cerut iertare, spune aici în Geneza 50, versetul 17, că tatăl lor le-a spus să meargă la Iosif și să spună: Te rog să ierzi pe frații tăi. Au greșit. Iartă greșeala robilor Dumnezeului Tatălui tău. Știți ce a spus Iosif? Ce le-a răspuns Iosif oamenilor care i-au făcut așa un rău și din cauza cărora a suferit 13 ani de zile? Versetul 20. Este un verset uimitor. Toți trebuie să-l țineți minte. Este Romani 8 cu 28 al Vechiului Testament. Știți Romani 8 cu 28. Dumnezeu face ca toate lucrurile să lucreze spre binele celor ce-L iubesc. Acesta de aici este același verset, dar în Vechiul Testament, spus de Iosif, care nu avea o Biblie. Voi v-ați gândit să-mi faceți rău, dar Dumnezeu a schimbat răul în bine, ca să împlinească ce se vede, să binecuvinteze pe mulți oameni. Ce atitudine a avut el! Când cineva îți face vreun rău, frate și soră, amintește-ți Geneza 50 cu 20. Poate cineva ți-a făcut ceva foarte rău. Poți avea măcar credința lui Iosif care nu avea o Biblie, nu avea Duhul Sfânt, nu știa nimic despre Hristos, și noi avem Biblia, știm despre Hristos, avem Duhul Sfânt, cu siguranță putem ajunge măcar la acest standard. Voi v-ați gândit să-mi faceți rău, dar Dumnezeu a schimbat răul în bine. Ce exemplu? Iosif se va ridica în ziua judecății și vor acuza creștinii care nu au avut aceeași atitudine, spunând: Voi ați avut o Biblie, ați știut despre Isus ați primit Duhul Sfânt, ați mers la adunare, la conferințe. Eu n-am avut niciunul din aceste lucruri, dar Dumnezeu mi-a dat har să am milă și m-a ajutat să îmi iert frații. Așadar, iertați! Dragoste dintr-o inimă curată. De ce a fost așa? Pentru că Iosif îl vedea pe Dumnezeu. Ferice de cei cu inima curată, căci ei, ce vor vedea? Ce a zis Isus? Ferice de cei cu inima curată că cei îl vor vedea pe Dumnezeu. Oriunde îl vor vedea pe Dumnezeu. Când nevasa lui Potifar a venit la Iosif și a zis, hai să păcătuim. El l-a văzut pe Dumnezeu. În inima lui curată l-a văzut pe Dumnezeu acolo. El nu s-a uitat la nevasta lui Potifar, ci la Dumnezeu. Când au venit frații lui răi, el nu i-a văzut pe ei răi, ci s-a uitat la Dumnezeu. Așa știi dacă inima ta este curată sau nu. Aceasta este diferența dintre un cuget bun și o inimă curată. Cugetul bun spune că imediat ce ai păcătuit, să te mărturisești. Și e bine. Dar o inimă curată este mai presus de asta. O inimă curată este atunci când îl vezi pe Dumnezeu în orice situație. Ferice de cei cu inima curată, căci ei îl vor vedea pe Dumnezeu în orice situație. Îl vor vedea doar pe Dumnezeu. Nu se vor uita la oamenii răi. Ei nu se vor uita la circumstanțele rele. Ei nu se vor panica. Nu le va fi frică, ci se vor uita doar la Dumnezeu. De exemplu, dacă ești într-o situație foarte grea, dacă inima ta este curată, îl vei vedea acolo pe Dumnezeu. Dacă inima ta nu este curată, vei vedea doar problema ta. Vei fi panicat, nu vei putea dormi noaptea, vei avea vise pline de teamă și tot felul de astfel de lucruri. Și atunci când treci prin situații grele, diavolul îți pune înainte tot felul de metode să ieși de acolo, chiar prin minciună. Știți câți creștini spun minciuni ca să primească o viză? Doar pentru o viză, Câte minciuni și afirmații false semnează ei. Crezi că ei îl văd acolo pe Dumnezeu? Când completezi un formular, uită-te la Dumnezeu și atunci inima ta este curată. Nu vei pierde niciodată nimic dacă spui adevărul. Niciodată. Niciodată. Dar nici nu vei câștiga nimic spunând minciuni. Fii curat cu inima. Și cum știi că ești curat? O inimă curată îl vede pe Dumnezeu. Asta a spus Isus. În orice situație, în orice circumstanță, și peste tot. Și așa vrea Dumnezeu ca noi să trăim pe acest pământ. Să fim o mărturie, așa ca Iosif, cu mult mai mult chiar acum în Noul Testament. Știți că în Petru, în grădina Ghețimani, a luat o sabie și a vrut să lovească pe oamenii aceia care au venit să prindă pe Isus. Isus a zis în Ioan 18, versetul 10 și 11, versete bune de ținut minte. Ioan 18, versetul 10 și 11. Au venit soldați înghețimani să prindă pe Isus. Și Simon Petru, marele apărător al lui Isus, a luat sabia și a lovit pe robul marelui preot și i-a tăiat urechea dreaptă. Și Isus i-a zis, bagă sabia în teacă. Nu voi bea paharul pe care mi l-a dat tatăl meu să-l beau? Petru a văzut soldații romani. Iisus pe cine a văzut? Pe Dumnezeu, pe tatăl. Acesta este un exemplu în care oamenii se află în același loc. Dar Petru vede soldați, iar Iisus îl vede pe tatăl. Deci doi oameni se pot uita la aceeași situație și o persoană îl vede acolo pe Dumnezeu și alta vede doar situația grea. Ultima persoană intră în panică, dar cea care îl vede pe Dumnezeu are pace. Dacă cineva vine să-ți facă rău, persoana cu inima curată îl vede acolo pe Dumnezeu. Dar persoana care nu are o inimă curată vede doar acea persoană rea și intră cu ea în conflict. Este un lucru minunat să ai o inimă curată. Și modul în care știi dacă ai o inimă curată este că îl vezi doar pe Dumnezeu în orice situație cu care te confrunți în viață. Să ne întoarcem la 1 Timotei, capitolul 1. Am vorbit despre credință, dependența totală de Dumnezeu, am vorbit de un cuget bun, care înseamnă să ierți pe toți și să-ți ceri iertare, să scoți imediat spinii care îți înțeapă conștiința. Și în 1 Timotei 1,5 spune, un cuget bun și o credință neprefăcută, dar asta nu este tot. Celul suprem este dragostea dintr-o inimă curată. Cum poți să iubești pe oameni dintr-o inimă curată? Atunci când îl vezi pe Dumnezeu în orice situație. Cum a putut Iosif să-și iubească frații care i-au făcut așa de mult rău, care l-au făcut să sufere închisoare timp de aproximativ 10 ani? Deși nu avea o biblie, deși nu avea Duhul Sfânt, l-a văzut pe Dumnezeu. Cum se face că el a refuzat să se supună ispitei acelei femei rele, nevasta lui Potifar? L-a văzut pe Dumnezeu. Ferice de cei cu inima curată, căci ei îl vor vedea pe Dumnezeu în orice situație. Situația grea prin care trec unii și în care diavolul vrea să aducă panica în mintea lor, atunci când îl văd pe Dumnezeu, panica pleacă. Poate te îngrijorezi de viitorul copiilor tăi? Cu privire la educația lor? Poate te îngrijorezi cu privire la locul de muncă? Sau să obții o viză? Sau orice ar fi. Nu contează ce problemă este, vă spun un lucru. Dacă ai inima curată, îl vei vedea pe Dumnezeu și nu vei fi niciodată panicat. Nu vei semna niciodată afirmații false. Nu vei spune niciodată minciuni ca să obții ceva. Și atunci Dumnezeu îți va da ce este mai bun. El îți va da ce este mai bun pentru tine. Am experimentat aceasta timp de o jumătate de secol. Timp de 50 de ani. Mai ales în ultimii 47 de ani de când Dumnezeu m-a umplut cu Duhul Sfânt. Eu am primit ce este mai bun pentru mine în orice situație. Am zis, Doamne, vreau să te văd pe tine în orice situație. Ori de câte ori oamenii mi-au făcut rău, sau au încercat să-mi facă rău, Dumnezeu a făcut ca toate lucrurile să fie spre binele meu. Îmi amintesc că odată am primit un telefon de la cineva. Am fost nevoit să disciplinez pe cineva pentru că, ca și prezbiter în biserică, uneori trebuie să disciplinez pe cineva. Nu este ceva ce îmi place să fac, dar trebuie să fac asta ca tată. Așa cum un tată bun își iubește copiii, dar îi și disciplinează. Deci am fost nevoit să disciplinez pe cineva. Și altcineva, dintr-un alt oraș, care nu cunoștea toată povestea și care era un prieten apropiat al acelei persoane, s-a supărat foarte tare pe mine când a auzit de acest lucru. Și, fără să știe toată povestea, m-a sunat. El era credincios și a început să urle la mine la telefon timp de multe minute. Asta a fost cu mai mulți ani în urmă puteam foarte ușor să închid telefonul. Acesta este avantajul convorbirii telefonice, că poți întrerupe conversația. Dar mi-am zis, nu vreau să-l insult. Lasă-l să zică ce vrea. Și a continuat să vorbească, să vorbească. Eu n-am zis niciun cuvânt, niciunul. În cele din urmă s-a oprit. Și eu am zis, frate, ai terminat? El a zis, da. Și eu am zis, ok, domnul să te binecuvinteze. Mulțumesc. Și am închis telefonul. Două, trei luni mai târziu, el m-a sunat din nou și a spus, frate Zac, îmi pare rău. Am descoperit abia mai târziu cum au stat lucrurile. Ceea ce ai făcut dumneata a fost absolut corect. Acea disciplinare a fost necesară. Eu n-am știut lucrurile și m-am supărat pe tine. Am strigat la tine, te rog, iartă-mă. Am zis, nu mai am ce ierta, eu te-am iertat chiar în acea zi, e ok ce aș fi câștigat dacă închideam telefonul și eram nepoliticos cu el. Sau să fi strigat și eu la el, încercând să-i explic situația. Nu. Spune Biblia că atunci când oamenii îl acuzau pe Isus, el își încredința soarta dreptului judecător. Citiți 1 Petru, capitolul 2. El a spus, Tată, acești oameni spun că eu am spus oamenilor să dărâme templul și că eu îl voi zidi în trei zile. Tu știi că eu vorbeam despre trup, dar ei zic că eu vorbeam despre clădirea Templului. Dar nu le explic nimic lor. Îi las să creadă ce vor. Eu mi încredințez cauza celui care judecă cu dreptate. Urmați exemplul lui Isus în toate și veți avea o viață minunată pe acest pământ. Celul învățăturii noastre. Țineți minte toată viața, 1 Timotei 1 cu 5. Învățați versetul. Celul final al tuturor învățăturilor este să avem un cuget bun, o dependență sinceră și totală de Dumnezeu, ceea ce numim credință, și o inimă curată care îl vede numai pe Dumnezeu în orice situație, astfel încât să putem iubi pe oricine. Acesta este înțelesul versetului din 1 Timotei 1 cu 5. Și acesta este scopul celor învățate în predicile din această conferință și nu numai. Domnul să vă binecuvinteze pe toți. Să ne rugăm. Tată Ceresc, te rog ajută-ne să trăim potrivit cu cunoștința ce o avem acum. Ajută-ne pe fiecare să punem în practică în viețile noastre. M-am rugat în numele Lui Iisus. Amin.